Binecuvântată fie această zi de duminică. Amin. Bună ideea cu ziua de duminică. După o săptămână de alergare, fiecare dintre noi, iată-ne adunându-ne în biserică. Ziua de duminică e cea mai bună zi din săptămână, pentru că ne rugăm și cântăm mai mult decât o facem în celelalte zile. Și într-adevăr, după ziua de duminică vine ziua de luni. Este aproape ca o cădere dintr-o înălțime. Singura veste bună care pot să vă dau este că veșnicia înseamnă o duminică fără sfârșit. Așa că adă, Doamne, ziua aceea. Vă invit, iubiții mei, să deschidem scripturile la psalmul 128, un psalm care ne va sluji nouă ca învățătură în seara aceasta. Și așa cum se știe oarecum, cum s-a întâmplat și luna trecută când am fost la dumneavoastră, sunt însărcinat și am acceptat cu drag această sarcină să vă vorbesc despre familie și viața de familie. Ne vom inspira așadar din psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. În doar 6 versete, iubiți frați și surori, dragi ascultători, avem ceea ce vom numi noi în seara aceasta un tablou de familie. Un tablou cu mai multe personaje, un tablou care, dacă vreți, e complet, e exhaustiv, adună în interiorul lui toate personajele unei familii. Așa cum voi încerca să arat în primele două versete, este vorba de el, adică de bărbat, soț, tată. Bărbatul devine soț și nu la multă vreme după căsătorie devine tată. Și iată cum e trei în unu. Iată-l bucurându-se într-un fel de masculinitatea lui, de genul lui specific, definit, determinat, apoi de relația conjugală, nu apoi, în același timp, și apoi relația parentală, pentru că devine tată. Și toate aproximativ în același timp și nu poate renunța la niciuna, nu poate pune niciuna pe pauză, ci toate trebuie să meargă concomitent împreună. Asta face dificilă viața unui bărbat, după cum vom spune. Primul personaj e bărbatul. Al doilea personaj în tabloul familiei din psalmul 128 este, bineînțeles, femeia. Femeia, soția, mama. Și ea aproape concomitent, nu? Femeie, soție. Și pe când s-a obișnuit să fie soția omului aceluia pe care îl iubește, devine mamă. Și când devine mamă, nu-i așa? O femeie, mai ales la prima naștere, la primul copil, se dedică întru totul, se dedică atât de mult încât uneori soțul ei are reclamații la păstor, pentru că îi se pare că e un pic neglijat. Vedeți, toți copiii trebuie băgați în seamă. Deci al doilea personaj e ea, femeia. Femeia din casă. Și desigur vom spune lucruri esențiale despre ea. Pentru că al treilea personaj, dacă vreți colectiv, sunt copii. Și iată cum în 6 versete avem toată familia. El, ea și ei. Ba mai mult, acest psalm atât de scurt are atât de multe elemente încât ne duce până la următoarea generație și zice să vezi pe copiii copiilor tăi. Și în doar 6 versete, iată-i și pe nepoți prezenți în tablou. Virtual cel puțin, nu? Încă n-au venit nepoții, încă nu ni s-au căsătorit copiii, nu? Cam asta vrea să spună psalmul, dar deja
visăm la ei, visăm la acele ființe, la a doua generație care să vină, să ne umple viața de bucurie și de tinerețe. Dar ca și cum nu e de ajuns, ultima sintagmă, versetul 6, pacea să fie peste Israel, adică peste toată țara. E frumos cum psalmul acesta integrează familia în țară. E frumos cum în cele din urmă vorbim despre fericirea familiei, despre bunăstarea ei, despre siguranța și stabilitatea ei, dar sfârșim prin a nu uita nicio clipă că orice familie este, mai mult sau mai puțin, adică temporar sau pe termen lung sau poate toată viața, într-o țară, într-un spațiu delimitat. Vom zice și noi, măcar ca urare, ca dorință, Doamne, binecuvintează România și fă-ne fericiți în țara aceasta și protejează, Doamne, România. Acum, haideți să ne întoarcem și să desenăm acest tablou. Dacă cineva dintre dumneavoastră nu este pasionat de artă, s-ar putea să nu se împace prea bine cu metafora folosită de mine, tablou. De aceea poate sunt pe aici care sunteți îndrăgostiți de geometrie. Așadar ofer și acestora o altă imagine. Putem să vedem aceste trei personaje ale familiei ca niște trei cercuri concentrice, adică unul în altul. Iar cercul cel mai mare, cel mai larg, este tatăl. Cercul acela intermediar, cumva, din mijloc, este mama. Iar cercul cel mai mic, dar într-un fel de epicentru, nu? Axul acela, unde punem compasul, sunt copii. Iar noi, în descriere, vom urma exact ordinea textului. Și o vom lua de la depărtare spre apropiere. Vom începe departe ca să ne apropiem tot mai mult de cămin, de zbaterile lui, de viața normală a unei familii. Vom face ceva de genul un studiu inductiv asupra subiectului, adică de la general la particular, de la cei mari la cei mici, de la cei cu autoritate mai mare la cei care își pierd într-un anumit fel autoritatea în această ierarhie, dar care sunt acolo parte din povestea familiei. Priviți împreună cu mine ca să-l identificăm pe el la versetul 1 din Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul. Și aici oricine poate să fie și bărbat și femeie. Apoi textul continuă și umblă în căile lui. Vedeți, psalmii folosesc foarte des, în general, poezia ebraică folosește foarte des ceea ce se numește paralelism, adică într-un singur verset avem aceeași idee, doar că e rostită de două ori, cu cuvinte ușor diferite. De aceea nu e corect să formulăm predici din psalmi și să luăm un verset cu două afirmații și să fie două puncte de predică. Nu e decât un punct de predică, pentru că se reia. Apoi versetul 2, căci atunci când te temi de Domnul, ești fericit de lucrul mâinilor tale și asta se potrivește și unei femei, nu? Da? Te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine și din nou bucurie și apoi iar bucurie. Pentru că să nu ne facem iluzii, noțiunea de fericire cum o cunoaștem noi în limbile moderne și în vremurile noastre nu există în Biblie. Fericirea aceea care nu știm cum să o definim, fericirea aceea care sau pentru care se străduiesc încă psihologii, antropologii, filozofii să ne o definească, să știți că asta e o preocupare foarte recentă. Biblia nu cunoaște noțiunea de fericire cum o intuim noi, starea aceea de bine, de deplinătate, de exuberanță, de mai știu eu ce, să-ți aduni toate argumentele, toate resursele ca să fii. Nu. Biblia cunoaște altă noțiune și în spatele cuvântului fericit în Scriptură stă întotdeauna noțiunea de binecuvântare, adică fericit înseamnă binecuvântat. Și prin definiție și în ebraică și în greacă avem cuvinte care înseamnă că a fi fericit înseamnă a te așeza sub protecția, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și fericirea nu este deloc laică, nu este deloc a omului, o căutare a omului, ci este întotdeauna ceva care vine de sus,
Iar noi, ca și creștini și ca oameni care căutăm să creștem în credință, știm că de fapt de sus ne vin, cum zice apostolul Iacov, orice dar bun și desăvârșit de la Domnul, slavă Lui. Și versetul 3, primul cuvânt este nevasta ta. Iar dacă e vorba așa, e clar că primele două versete era vorba despre El. Observați, vă rog, cum, foarte interesant, aproape peste tot în Vechiul, dar și în Noul Testament, aproape peste tot, când sunt enumerați atât El cât și ea, ba chiar și copiii, textual vorbind, se începe întotdeauna cu, să nu vă greșiți, cu cine? Cu El, cu bărbatul. Și pentru simplu motiv că ordinea creațională rămâne cumva în texte, rămâne în topica textelor, de aceea fac eu uneori afirmația, să o luați, vă rog, așa cum se cuvine, nu o luați în absolutismul ei, că Biblia, revelația Scripturii, este întâi de toate pentru bărbat și apoi pentru femeie. Se pare că nu sunteți prea convinși. Am un argument să vă dau. În mediul evanghelic, dacă nu ai versete, ești pierdut. Am deprins și eu asta. Și atunci caut versete. Zice apostolul Pavel, femeii nu-i dau voie să vorbească în adunări. Apoi spune că dacă are întrebări, femeia este văzută uneori în Scriptură ca fiind o ființă cu multe întrebări. Dilematică, labirintică. Iar cei căsătoriți știu bine despre ce vorbesc. Dacă au întrebări, ele, femeile, soțiile, zice să aibă puțină răbdare, să se termine slujba și să întrebe acasă pe cine? Pe soț. Și textul acela, oricât de mult am zâmbit asupra lui, nu? Interesant, într-un fel, textul acela, această afirmație și ea din Scriptură, îl așează pe bărbat cumva în postura de un mic profesor, cel puțin la el acasă. Asta înseamnă că atunci când te căsătorești, nu te poți juca cu asta, pentru că vor urma foarte multe întrebări. Și după ce femeia le epuizează pe ale ei, cresc copiii și au ei întrebări. Și el cumva este văzut ca cel care receptează revelația, știți? Și e în stare nu numai să o recepteze, să o transmită mai departe. Și de obicei bărbatul, gândiți-vă la teofaniile din Scriptură, aproape toate din Vechiul Testament, adică arătările lui Dumnezeu sau angelofaniile, au avut ca obiect pe cine? Bărbatul. Bărbatul e cumva mandatat, nu? Moise urcă pe munte ca să primească legea, etc., etc. Apostolii sunt bărbați. Textul biblic este așadar despre ei, este în primul rând al lor, pentru că, da, putem să afirmăm, Sfintele Scripturi, iubiții mei, responsabilizează bărbatul întâi și apoi femeia. Și el este responsabil, într-un fel, precum Adam altădată, de tot ce se întâmplă în jurul lui, chiar dacă Adam nu e de față când femeia, soția lui, nu întinde mâna și ia din fructul oprit, dar el devine responsabil moral. Priviți, vă rog, ce este pus în dreptul bărbatului. Ferice de oricine se teme de Domnul sau ferice de bărbatul care se teme de Domnul, iar teama aceasta de Domnul, frica de Domnul, este, dacă vreți, virtutea esențială a Vechiului Testament, poate chiar și a Noului Testament. În general, în cultura iudaică, pentru că, nu-i așa, evreii au primit legea la Sinai și au avut parte de revelații succesive din partea lui Dumnezeu, pentru că au consemnat toate în cărțile lor pe care noi le avem în Scriptură, ei bine, evreii au pus întotdeauna, au postulat întotdeauna frica de Domnul ca virtutea esențială. Este un fel de mamă a virtuților, un fel de rădăcină a virtuților. Și dacă ne uităm în texte, observăm că frica de Domnul este în primul rând atașată bărbatului. Este ca și cum bărbatul are nevoie cu prioritate să se teamă de cine? Să nu spuneți de soție. Pentru că despre asta nu trebuie să mai ținem predică, nu trebuie să vin eu de la Oradea. Asta e clar pentru totdeauna. Despre asta nu ne îndoim și nu veți găsi conferință despre subiect, pentru că nu vorbim redundant, adică ceea ce deja trăim nu mai vorbim. Este cert că un bărbat se teme de soția lui și sunt mulți bărbați care se tem doar de soțiile lor, ceea ce nu e neapărat rău. Adică trebuie să fie un capăt la toate. Și au frică de nevastă. Despre asta trebuie doar să te căsătorești și se rezolvă.
Este un nivel mai înalt, stimați soți, stimați frați. Este un nivel mai înalt să urcăm de la frica de soție pe care tot bărbatul o are, la frica de cine? De Domnul. Ce conștiință, ce înălțare, sau să nu zic înălțare, că pare negativ, ce progres, ce urcuș, ce înțelegere. Ce bărbat trebuie să fie acela care a depășit frica de nevastă? Oricum ea rămâne acolo, mă înțelegeți? Dar el e mai mult decât atât. El deja are o altă înțelegere. Mă grăbesc să vă spun, dragii mei, că nu e întâmplător. Nu e întâmplător că frica de Domnul e întâi de toate o virtute masculină și lui i se cere, da, bărbatului, soțului, tatălui, el să fie în primul rând cumva un exemplu de teamă de Dumnezeu, de frică corectă, frumoasă, matură de Dumnezeu. Pentru că, iată prima informație a acestei seri, bărbatul prin structură și vocație, ați auzit, structură și vocație, petrece mult timp mental și de multe ori fizic în afara familiei, mă refer în afara spațiului, a habitatului familiei, în afara căminului, dacă vreți. El parcurge distanțe lungi uneori, nu? Trebuie să stea uneori în delegații, în plecări, pe vremuri când nu era ce este astăzi. Bărbatul era vânător și asta îl ducea cumva în inima codrilor, al munților, nu mult departe de familie. Era agricultor, îmi veți spune, da, dar și agricultura te scoate din casă, nu? Și te duce undeva pe câmp, undeva departe. Acum lucrurile stau la fel și încă mult mai amplificat. Prin structură și vocație, bărbatul își hrănește, dacă vreți, cumva masculinitatea, nevoia lui de semnificație prin profesie, prin carieră, prin tot ceea ce ține de spațiu extern familiei. Sigur că acum unii dintre dumneavoastră mi-ar putea spune, dacă ar avea microfon, dar ați văzut că nu vi s-au dat microfoane, ceea ce eu zic că e bine. Da, frate, dar acum sunt aitiștii, care aitiștii lucrează de unde? De acasă. Știu și eu că lucrează de acasă. Ba chiar cunosc aitiști de mare nădejde, pe unii îi păstoresc și auziți ce-mi spun nevestele lor. Ca o cameră în casă, unde de la ora D la ora D scrie pentru copii pe ușă: nu intrați, nu distrageți. Atenție cu aitistul. Ba mai mult îmi povestesc unii aitiști de mare ispravă, ei îmi povestesc, acum nu nevestele lor, poate ele ar fi subiective, ei spun: nu mai vreau să lucrez de acasă pentru că am tendința să lucrez mai mult. Vreau să plec la birou. Și și-au creat un birou să meargă acolo, ca la ora de să se ridice să plece. Firma câștigă, dar eu pierd timp cu familia. Mai adăugați, vă rog, la aceasta, dar cu zâmbet, că uneori bărbatul atât de mult rămâne afară cu mintea, încât uneori de pe o zi pe alta nu reușește să vină cu totul înăuntru. În familie. Mă refer, știți ce zic, în familie? Nu că își reneagă familia, nu că e un destrăbălat, nu la asta ne gândim, ci ne gândim că nu mai reușește, e prea scurt timpul și din timpul acela prea multe ore dormim, nu? Că venim seara, târziu uneori, ca să se mai poată conecta cu ai lui. Bărbatul este așadar afară, dar știți ce zic afară, nu în sens moral, da? Nu că afară sunt, să nu începeți cu Apocalipsa, cu afară sunt câinii și, bun, sunt și câinii, de acord, dar nu la asta mă refer. Mă refer afară în sens moral sau imoral, ci mă refer prin structură și vocație. Eu acum mă adresez lor, dar de fapt mă adresez dumneavoastră, stimate soții, să aveți puțină înțelegere despre masculinitate. Lipită de inima bărbatului este profesia. El n-are să vă spună asta de obicei, pentru că nu știe cum să o spună, să nu vă supere. De aceea au zis: frate Ghiță, fă bine și vino până aici. Și într-o seară să elucidăm niște lucruri. Dar nu e așa că toată această preocupare a lui pentru afară, înțelegând prin această profesie și vocație, face mult bine sub aspect material, sub aspectul siguranței celor de unde? Dinăuntru. Nu e așa că trăim într-o lume dinamică, cu foarte multe provocări și cu foarte multe nevoi,
Vedem asta la copiii noștri care cresc și care au pretenții pe care noi nici n-am știut că am putea să le avem când am fost de vârsta lor. Nu e așa că trăim vremuri complicate în care relația dintre afară și înăuntru ar trebui să o admitem și să încercăm niște pactizări inteligente, niște asumări inteligente și de o parte și de alta. Și pentru că bărbatul este afară, în sfârșit ajungem la frica de Domnul. El are întâi de toate nevoie să se teamă cu adevărat de Dumnezeu. Pentru că afară fiind uneori chiar la propriu, iese de sub ochii cui? Nu a Domnului, a cui? A soției. Ori un bărbat ieșit de sub ochii soției este în pericol. Mai ales dacă se teme numai de cine? De soție. El este deja în pericol. El este deja vulnerabil. Între două avioane, ce nu poate face el, nu? Într-o seară târzie, la un hotel, ce nu poate face el? Într-un oraș străin, unde el este străin. Câte idei nu-i pot veni lui? Dar lăsăm asta, infidelitatea, deși o punem pe listă, deși ispita e acolo, dar aspecte financiare, dar tot felul de afaceri, ca să le dau așa un nume, dar acum înțelegeți într-un sens aproape negativ, în vârteli, poftim, pe care el le poate face la distanță de familie, nu cumva să afle cine. De cine se teme el? De nevastă. Și am cunoscut situații tragice, le-am cunoscut în virtutea slujirii pastorale, în rest nu mă interesează de nimeni, în rest, nu sunt genul acel. Dar le-am cunoscut că prin fișa postului trebuie să cunoști. După ce ajungi păstor, nu te mai poți plictisi niciodată. Aproape nu-ți mai trebuie beletristică. Aproape nu-ți mai trebuie ficțiune. Ceea ce e un pic riscant să nu-ți mai trebuiască. Și nevasta nu află. Și uneori nu află până când nu bate poliția la ușă. Atunci află și ea. Și vedeți, nu e ceva imoral în sensul carnal, în sensul fizic. E un alt fel de imoralitate. Din cauza că e mult afară, mult departe de ochii soției, la propriu și la figurat, din cauza că ea evident are încredere în el și îl valorizează, se vadă ca un lider, el este adesea pus în postura aceasta de a fi vulnerabil, de a avea scăpări în plan moral, în plan spiritual. Și nu numai în plan moral, spuneam în plan spiritual, el riscă să nu-și poată ține disciplinele spirituale la scara zilnică cum ar trebui, adică rugăciunile, citirile, știți, lucrurile acelea de odăiță, care nu se văd, care nu sunt aici, care nu sunt în prezența camerelor și a reflectoarelor. De aceea, stimate soții, vă îndemn, cu mult respect, când pleacă dimineață de acasă, puneți numele Domnului peste el și ziceți, Doamne, eu nu-l vreau înapoi numai cu mulți bani. Asta el va rezolva, cred. Eu-l vreau înapoi sfânt. Eu-l vreau înapoi biruitor. Biruitor. Bărbatul nu se teme de toată criza mondială de afară, de concurență, de război. El merge înainte temerar, cum îi șade bine unui bărbat. Dar se teme uneori în casă, ca să vedeți chierii de afară, cât de greu se descurcă în casă, în casa lui. Caută ceva în frigider, nu găsește. Îl trimiți să aducă ceva din cămară, ți-ai stricat ziua. După aia îți dai seama, băi, nu trebuia să-mi stric ziua. Îți aduce toată cămara, la urmă îți aduce ce ai cerut. Cu aia trebuia să înceapă. Știm toți bărbații povestea asta. Pe cum pășim așa greșim acasă? Afară toată lumea e noastră. Înăuntru? Pe vârfuri, ca niște balerine. Să nu greșim cu ceva. Noi avem probleme nu cu afară, noi avem probleme cu înăuntru. Ne comportăm uneori înăuntru, ne comportăm cu niște reflexe de afară, adică din profesia noastră, mă înțelegeți, venim și facem pe directorii acasă, pe profesorii, dar acasă nimeni nu te ia în seamă cu asta. Ții predici, abia mă ascultă la biserică, am văzut. Abia mă ascultați la biserică. Acasă deja e prea mult, adică cumva le dau dreptate. Venim și cu niște apucături, venim cu niște reguli, cu niște rigidități, afară.
trei mari calificative ale bărbatului care se potrivesc cu profilul acesta al lui. În primul rând, bărbatul protejează familia. Bărbatul protejează familia. O protejează prin gentilețe, prin grijă, prin susținere. Bărbatul joacă, respectând proporțiile, rolul lui Dumnezeu în familie. El cu adevărat e mare preot în familie în sensul acesta că gestionează, că el cumva, pe el și în jurul lui gravitează ceilalți din familie. În al doilea rând, bărbatul întreține familia. O întreține prin afectivitate, prin resurse, prin suport, adică face și mentenanță și cu nevasta și cu pruncii. El e acolo ca să repare lucrurile. Nu întotdeauna le strică el, dar în mod cert el trebuie să le repare. Ceea ce e corect. Că dacă tot vrea să fie ce să vrea să fie, deja e. Iată-l, el e capul familiei, el cumva trebuie să dreagă lucrurile, întreține familia. Am zis și prin afectivitate. El trebuie să aducă multă afectivitate în familie și când zic afectivitate, puneți vă rog și jovialitate. Adică se spune că, spun manualele cele care merită luate în seamă, că bărbatul este responsabil cu buna dispoziție în casă și nu ea, nu femeia, nu soția, pentru că soția trece repede de la o stare la alta și bărbatul nu se poate ține după ea. Dar el trebuie să fie mereu jovial și când n-are motive, nu contează, fără motive, zice să inventeze și să fie bine. Și în fine, bărbatul coordonează familia, coordonează prin decizii, prin acțiuni, prin corecții, el coordonează familia. Așadar, protejează, întreține și coordonează și nu intrăm în detalii. Am vrut doar și vreau doar pentru seara aceasta să avem aceste elemente de bază. Toate acestea seamănă cumva cu rolul pe care Dumnezeu îl joacă în univers și în istorie. Deci asupra bărbatului stă o responsabilitate pe care ar trebui bine să o înțeleagă, dar și ea să înțeleagă cum ar veni specificul. Înainte de a ne apropia de ea, de al doilea personaj, îngăduiți-mi să mai fac o afirmație în care mi-aș dori să credeți, cel puțin începând de azi. Știți ce este frumos? Că deși bărbatul este mult afară, el e afară și când vine la biserică, asta nu v-am spus. Rar se poate el conecta aici. Rar se poate conecta. Dar acum nu v-a apucat să faceți anchetă acasă, vă rog. Măi, e adevărat ce a spus fratele Ghiță? Normal că e adevărat. Dar nu vă duceți asupra lui. Dar pentru că el e mult afară, auziți, se dovedește din mărturiile bărbaților cu oarecare experiență de viață, dar și de credință, care povestesc că mai ales în perioada activă a vieții lor, când îi pui să-ți spună o experiență sau două, sau cea mai importantă experiență spirituală personală, nu din Biblie, personală, statistica arată că majoritatea povestesc o experiență emoționantă, poate spectaculoasă, poate dramatică, care i s-a întâmplat unde? Afară. Am lăsat acest argument pentru la urmă, că acesta ar trebui să fie decisiv. Deci dacă un bărbat trecut prin viață, când povestește ceva despre Dumnezeu, îl leagă pe Dumnezeu de profesia lui, de provocările lui, nu? De sincopele prin care a trecut, de, mă înțelegeți, situații care sunt legate aproape toate de afară, înseamnă că acolo-i mintea lui, acolo-i inima lui. Și facem următoarea afirmație. Dacă un bărbat, evident creștin, nu-l întâlnește pe Dumnezeu la modul acesta personal afară, nu-l mai întâlnește? Niciodată. Niciodată. Da, frate, dar vine la biserică și cântă cântecele. Evident. Te-ai aștepta acum nici să nu cânte? Da, frate, dar soțiile cu copii mici sau în creștere. Uite cum cresc. Nu deschide scripturile, să citim, să... Am auzit că în alte familii deschide și citește și se roagă și... Nu deschide nici pentru el. Ce să mă fac cu el? Totdeauna eu am liniștit aceste soții și am întrebat, e înșală? Nu mă înșală, slavă Domnului. Banii îi aduce acasă? Aduce. Minunat. La biserică vine? Vine. Zeciuială dă. Dă și zeciuială. Și întrebări de tipul acesta, îți vorbește frumos? Îmi vorbește. Nu avea prea mari pretenții de la un bărbat. Dar ce inima lui afară, dar tu acum te-ai prins? Dar normal,
Acolo se mântuiește el. Dar știți în ce sens zic? Nu împotriva familiei, nu împotriva bisericii, ci acolo. Încerc să așez în mintea dumneavoastră această realitate prea puțin expusă public, prea puțin asumată. Vedeți, vă rog, în bărbații dumneavoastră, stimate soții, eroi care înving sau cad unde? Afară. Și pomeniți uneori în rugăciune și această idee: Doamne, dacă eu n-am putut, dacă noi pe aici nu reușim să-l prindem, știți ce zic, să-l prindem, că pe un pește mare, dacă biserica parcă nu-l mișcă într-un mod, Doamne, te rog, în lumea lui, acolo unde contează pentru el, arată-i de tu, arată-i de în dragoste, în măreția ta, în bunătatea ta, arată-i, copleșește-l, Doamne, cu prezența ta. Și eu zic, nu e Dumnezeu mare dacă se poate arăta și afară, nu numai în familie și în biserică, nu e Dumnezeul nostru mare? Ba da, e mare. E atât de mare încât și bărbaților li se arată. Încât și departe se arată. Încât în contexte cu totul laice, fără cântări, fără predică, fără ochii soției, ceva uneori esențial se întâmplă: ce mare e Dumnezeu. Al doilea personaj, versetul 3, prima parte. Nevasta ta, spune textul biblic, este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Aici deja versetul ne ajută să poziționăm, nu-i așa? Următorul, cum am zis, membru al familiei. Dacă bărbatul e afară, femeia este unde? Înăuntru. Este cercul acela intermediar, am putea zice. E foarte frumos cum e pus aici: nevasta ta este ca o viță roditoare. Una dintre metaforele predilecte ale evreilor, reiese asta și din textul Vechiului Testament, ba chiar și din Noul Testament, este vița de vie. Pentru că ei erau mari cultivatori de viță de vie. În general, anticii aveau o legătură specială cu vița de vie din cauza strugurilor și la ce mai iese din struguri. Ei bine, trebuie să știm că această metaforă adesea este folosită cu sensul că, cum găsim prin Isaia, că vița de vie cumva este chiar poporul și cum Domnul se ocupă de popor, de poporul său, Domnul merge mai departe, Domnul Iisus, și spune: eu sunt adevărata viță, nu? Și tatăl meu este vierul sau viticultorul, eu sunt adevărata viță, voi sunteți mlădițele. Această metaforă a viței de vie, un subiect în sine, este o metaforă bogată de sensuri, da? Bogată. Și are cumva, duce spre această idee de viață, de ceva verde, de ceva care rodește. Mă înțelegi? Și cumva se potrivește femeii, da? Femeii din casă. Zice că nevasta ta este ca o viță roditoare, îndestulătoare, înăuntru casei tale. Prin structură și vocație, cum el este și va rămâne mereu afară, ea este și va rămâne sau ar trebui să rămână mereu unde? În casă. Nu vă văd prea convinși. Prin urmare, sunt nevoit să recurg la niște versete. E singura armă pe care un evanghelic o are la îndemână. Citim bună oară în 1 Timotei 5:11. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă ce? Copii. Să fie gospodine, unde? La casa lor. În original, în grecește, zice să-și vadă de ale casei. Numai că suna un pic prea, poate prea patriarhal. Ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Ceea ce înseamnă că prestația, prestanța, imaginea unei femei este cea mai bine protejată înăuntru, nu afară. Înseamnă că ea e pentru înăuntru și înăuntru își poate exercita vocația. Priviți la Tit, capitolul 2, versetul 5, unde apostolul spune că femeile mai în vârstă să învețe pe cele tinere sau mai tinere să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei. Și aproape toate textele unde e vorba de femeie, e vorba de casă. În același verset, femeia și casă. Adică să lucreze bine în ale casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău calea Domnului. Iată două argumente textuale, mai sunt altele un pic indirecte, un pic voalate, dar mai sunt. Cumva avem și în Vechiul și în Noul Testament, mai mult sau mai puțin metaforic, această idee care leagă femeia, devenită de acum soție și mamă, de casă.
Da, locul ei este înăuntru. Chiar când nu vrea să fie înăuntru. Chiar când, practic vorbind, este mult afară. Aici se cade să facem o paranteză, să fac eu o paranteză, ca să nu mă credeți un habotnic și cineva care nu știe pe ce lume trăiește. Încerc să nu fiu dintre aceia. Deși îmi plac mai mult cărțile și ideile, încerc să mă conectez și la lumea în care trăiesc. Dacă nu reușesc uneori, vă rog să acceptați că încerc. Să aveți răbdare cu mine. Încă sunt tânăr. Modernitatea, dacă admitem că ea începe odată cu industrializarea, și ea chiar începe odată cu industrializarea, substratul modernității nu este ideologic, ci este tehnologic, poftim. Deci ea ține de industrializare. Dacă admitem lucrul acesta, atunci înseamnă că modernitatea și postmodernitatea, sau cine știe unde ne mai aflăm acum, zice că am depășit și chestia asta, dar nu e neapărat mai bine. Tot intervalul acesta, și numărăm deja câteva secole, să fim, vă rog, conștienți, înseamnă punerea pe eșafod, sau dacă vreți pe altar, nu a bărbatului, care rămâne cam același, ba chiar lui îi place în spațiul acesta industrializat. El l-a creat. Ci ne aflăm într-un fel, într-o punere pe eșafod a femeii. Femeia este jertfa modernității. Da, femeia. Pentru că de câteva secole încoace, cu mare succes, mai ales în ultima vreme, femeia care între timp se mărită, între timp devine ce? Mamă, este sedusă în afara casei pentru o carieră aproape egală cu a bărbatului. An după an se laudă tot felul de mișcări, unele chiar guvernamentale, europene, cum că tot mai multe profesii bărbătești au devenit acum și femeiești. Și femeile pot. Se face o întreagă reclamă la chestia asta și noi ne bucurăm cu o bucurie naivă și zicem, ce minunat, ce minunat. Nu știu dacă ți-ar conveni însă ca soția ta să fie într-una din profesiile acelea și să aibă programul același. Prin urmare, dacă ambii, și el și ea, au acces la educație de cel mai înalt nivel, dacă pot în bună măsură să aibă aceeași profesie, dacă pot să-și construiască și ele o carieră, frate, de ce să nu-și construiască o carieră? Între timp însă, ca să vedeți de ce spun că femeia este sacrificată, între timp însă nu i-a luat nimeni maternitatea, că dacă s-ar fi găsit o soluție pentru maternitate, adică să nu mai nască nici măcar ea, și copiii să se crească într-un fel de țarcuri supra-tehnologizate, ori poate acolo vom ajunge. Să punem niște senzori pe ei, să... Dar nu i s-a luat. Ea rămâne soție și mai ales rămâne mamă. Și ea când pleacă de acasă, uneori în fiecare zi, pentru o carieră de altfel strălucită, despre care chiar și soțul ei este încântat, nu? Și toate rudenile sunt încântate și atinge profesional ceva ce neam de neamul ei n-a atins, nu? Atinge ceva. Iar și când pleacă, inima ei rămâne unde credeți? Acasă. Și sună. Și stă mereu atentă. Sigur că plătește o bonă, că doar avem bani. Problema nu e de bani. Sigur că se asigură totul să fie în regulă. Dar vedeți, copiii cresc. Și mama între timp încearcă draga de ea. Și aici nu e ceva imoral. Înțeleg, nu vorbim de lucruri imorale. Ea încearcă draga de ea. Încearcă să fie și înăuntru și afară. Și poate e nevoie de o seară ca aceasta, când cineva de departe, un musafir e mult mai ușor digerabil. Mult mai ușor. Și pentru mine. Musafirii mi-au cam schimbat mie viața. Cineva care a trecut pe la noi și a zis o vorbă și eu cu aia m-am mântuit aproape. El nici nu știe. Vorba aia mi s-a spus și acasă, dar de la ei mei nu iau seama. Că sunt ai mei. Și invers e la fel. Și ea se duce și se expune. Și câștigă. Uneori mai mult decât el. Altă poveste. Nu intrăm în detalii. Și ea ține casa. Uneori. Uneori. Dar inima ei e acasă, sfâșiată. Între înăuntru și afară, epuizată.
Când vine acasă, nu i s-au luat celelalte responsabilități, să pună casa în ordine, să facă uneori mâncare, chiar dacă poate plăti, dar simte feminitatea din ea, nu te fă că nu observi asta, ceva structural, ceva adânc, ontologic, ființial, îți spune că trebuie să fii un pic și mamă, un pic și soție, un pic, nu? Un pic și în bucătărie, un pic. Simți că ai nevoie de asta și chiar ai nevoie de asta. Dragii mei, nu vreau să fac regulă în casa nimănui. Doar știu că datoriile la bancă nu sunt o glumă. Știu că trebuie să plătite creditele. Știu că avem voluptatea să ne îndatorăm mai mult decât putem plăti. Știu că luăm prea mult din viitorul nostru, că a te îndatora financiar înseamnă a juca foarte mult pe viitor. Foarte mult, prea mult. Pe un viitor care rămâne incert, totuși. Știu că intrăm în povești financiare, știu că trebuie și casă, trebuie și altă mașină, știu că trebuie. Știu că sunt argumente pentru tot ce facem. În același timp, cum ziceam, nu fac regulă în casa nimănui. Nu spun nimănui soția să stea acasă. Cum să fac regulă? Eu uneori nu pot să fac regulă în casa mea. Mă apuc să fac la altul acasă? Sigur că e tentant la altul. Că ăla nu vorbește peste mine, ai mei toți vorbesc peste mine. Normal că-ți convine să mergi unde toți te ascultă și fac tot ce vor ei, dar măcar te-au ascultat, băi, în liniște. Nu asta vreau să spun. Ce vreau să spun este că, din ceea ce am văzut și am citit, acele mame care măcar în primii 10 ani de viața copiilor, să dau așa o, 7 ani poftim, acele mame care în primii ani de viața a copilului au făcut sacrificii de tipul invers, adică să renunțe un pic la ascensiunea lor, mă înțelegeți, la un plus financiar, care sigur ar fi intrat lună de lună în casă, și să rămână ea cu copiii, acele mame, indiferent ce s-a ales de copiii aceia, indiferent că la un moment dat copiii sunt mari și chiar e vorba numai despre ei și deciziile lor, dar acele mame niciodată n-au, oare ce vreau să zic, n-au regretat, niciodată. Am auzit povești ale acestor mame, unora spunând, ne-a fost greu în perioada aceea, ne-a fost mai greu, am fost la limita de supraviețuire, veniturile au fost înjumătățite, dar așa am decis, am plătit prețul, l-am plătit, dar a meritat să-l plătim. Am fost lângă ei, apoi mi-am reluat cariera sau nu mi-am reluat-o, mă rog, după caz, dar am fost acolo. Și auziți, vă rog, ceea ce nu vreți să auziți. De fapt, tot ce v-am spus este ca să vă pot spune asta. Am auzit nu odată mame de succes, cu copii mari, și nu contează ce au devenit sau n-au devenit copiii aceia, nici asta nu contează, dar care au unul dintre ofurile acestea, în anii aceia, cei mai importanți pentru copii, regret că n-am fost unde? Nu afară, unde n-a fost? Înăuntru. Atât de preocupată este o mamă, o tânără mamă, de copiii ei, că atunci când pentru un city break, adică o chestie de 2 zile, 3 zile, pleacă doar ea cu soțul, am trăit asta, pleacă doar ea cu soțul undeva, în acele zile, în continuu gândul ei este unde? Acasă. Doar e clar că au rămas copiii pe mâini bune, nu îi lăsăm pe stradă. Abia reușești să o duci cu tine în city break, mă refer, nu să o duci fizic, să fii acolo. Să fii acolo. Este ceva adânc, este ceva, dacă vreți, biblic, știu că vă place cuvântul să fie biblic, poftim, e biblic. Dar e mai mult decât biblic, e structural, e pus în noi, e pus în tine ca femeie, înțelege-mă. Scrie în toate cărțile bune lucrul ăsta și nu neapărat cărți cu versete, nu neapărat. Neuroștiințele, nu? Acum la mod, aproape o religie deja. Ne învață și ele elementul acesta al feminității, al nevoii copiilor de mamă, de ceva matern, de mâna ei, de glasul ei, de inflexiunile ei, uneori chiar de instabilitatea ei, da, emoțională, cum e orice femeie. Se pare că un copil face față la asta, ba chiar face față bine și știe să gestioneze asta. Și ultimul argument este că dacă asculți poveștile mamelor
cu experiență și a credincioaselor tot cu experiență. Și dacă vei întreba aceste femei, spuneți-ne o experiență definitorie, personală, pe care ați avut-o cu Dumnezeu. Aproape toate poveștile acestor mame sunt cu experiențe care s-au întâmplat unde? Să nu spuneți la biserică. Nu. Aici e mentenanță, știi? Aici venim ca să ascultăm o prelegere de tipul acesta sau altele mult mai bune decât aceasta. Venim să cântăm împreună. Înțelegeți? Aici venim să ne echipăm. Acasă. Cine n-a auzit întâmplări de tipul era miez de noapte, avea febră peste 40, copilașul. El era dus în delegație. Mașină nu aveam. Sau aveam mașină, dar nu aveam carnet, poftim. Am sunat la salvare. Salvarea întârzia. Mi-am luat copilul în brațe. Asta chiar am auzit în forma în care vă povestesc. Dar luați ca un principiu. Mi-am luat copilul în brațe. În puterea nopții, ardea de febră, făcea convulsii. M-am rugat, fără păstor. Cum păstor? Să-l sun pe păstor? L-ai nervos la ora aceea. Abia a dormit și el. N-are el dreptul să doarmă? Se va întreba el la adunarea generală. Sigur că are dreptul. Nu l-a sunat. Pe cine să sun? Am luat copilul în brațe, s-a rugat. Când am terminat rugăciunea cu credință, zice, l-am pus pe pat și i-am zis, am fost convinsă că s-a atins Domnul de el. M-am dus și i-am luat febra. Și febra revenise la normal. A fost despre mine? A fost despre Domnul. Pentru o mamă credincioasă, dacă la biserică e har, e o bucurie numai pe jumătate. Ea vrea să fie har și la ea acasă. Pentru o mamă credincioasă, dacă la biserică e pace, e o bucurie pe jumătate. Ea vrea să fie pace unde? Pentru o asemenea femeie, dacă alți copii, altor femei, altor surori, la biserică se implică, sunt activi, vin, sunt aici, e o bucurie, dar știți cât? Pe jumătate, ca să fie de plină, vrea să fie și cine? Copiii ei, acolo, implicați. Înțelegi? Dacă bărbatul tuturor femeilor din biserică vine la biserică, așa cum vine, cum înțelege el ce-i pe aici, vine și al ei nu vine, bucuria ei nu este de plină. Să știți că pentru mame s-a scris cântarea Vino și în casa mea. Nu pentru tați. Tații, dacă ar fi scris-o, ar fi zis Vino și în firma mea și rămâi pe veciune. Să le arate eu la concurență. Ei nu știau să scrie cu casă. Dar cântecul acela a fost pentru mame și este pentru mame. Ele sunt ca melcul. Își poartă mereu casa în spate. Oriunde se duc, e despre casa lor. Când se întâlnesc două femei, dacă sunt și mamei, mai dramatic. E numai despre copii. Când se întâlnesc doi bărbați, e numai despre afaceri și ce lucrează unul și altul și cât câștigă. Și la urmă, dacă se întreabă, ești însurat? Și ăla spune, da, și eu, n-o servus. Asta a fost. Prunci ai, am și eu, să fii sănătos. Trei cuvinte în dreptul mamei, vă rog. Trei cuvinte cheie. Treceți, vă rog, în dreptul ei gentilețe. Putem să spunem un fel de afecțiune, dar gentilețe poate spune mai mult decât afecțiune. Gentilețe este emoția tipic feminină pe care bărbatul nu o are, nici dacă se mai naște odată. Nu o are. Dar pe care ea o are. Înțelegem acolo, ne referim acolo la o relație aparte cu copiii, ba chiar cu el, cu soțul, dar cu copiii în special. O relație aparte, o anumită complicitate pe care mama o face cu copilul și până la un punct complicitatea este corectă, este benignă, adică nu-i de moarte, e de viață. Se supraviețuiește. Până la un punct, cum vă spuneam, mamele pot să facă anumite complicități cu copiii, adică nu toate cazurile, toate abaterile copilului trebuie să ajungă la tata, pentru că tata va fi transformat într-un judecător exclusiv, ceea ce nici lui n-ar trebui să-i convină. Și atunci lucrurile mărunte, peste care se poate trece cu o înțelegere de tipul rămâne între noi, dar reparăm, și ce se repară chiar a rămas între noi, e absolut legitim, e chiar funcțional, e educativ. Iar ce nu putem depăși, trebuie să ajungem la o instanță cum ar veni la curtea de apel. Dar niciun tată nu este încântat să fie tot într-un proces ani de zile. Vrea și el să mai fie și vacanță din asta, fără procese.
Dar ea e acolo pentru, da, pentru gentilețe, pentru căldură, pentru căldura maternă. Unul dintre mari scriitori români, foarte mare în străinătate, cel mai tradus în străinătate, cel mai tradus dintre toți scriitorii români, se numește Virgil Gheorghiu, quasi necunoscut la noi. Drept e că a trăit jumătate de viață și mai bine în Franța, e drept. O poveste de om și-a scris memoriile și încă două cărți scurte de autobiografice, mai ales despre prima perioadă a vieții. A crescut într-o familie, el fiind a patra generație de preoți, până la urmă și el a devenit preot, la patra generație. Povestește despre tata și despre mama lucruri formidabile. Orice păstor ar vrea să se povestească despre el așa când el nu va mai fi. Și copilul va scrie eventual despre el. Orice soție de păstor ar vrea. În fine, la un moment dat spune: am subt credința odată cu laptele mamei. Și pentru mine credința este căldură maternă. Omul acesta a ajuns să facă teologie și să devină un slujitor într-o biserică din Paris. Omul acesta avea o cultură prodigioasă. Nu degeaba era așa de mare scriitor. Dar a zis: nu găsesc niciun alt cuvânt mai dogmatic decât căldură maternă. Credința pentru mine nu sunt niște texte scrise într-o carte cu autoritate. Nu înseamnă declamațiile cuiva cu o retorică perfectă, nu. Pentru mine credința este căldură maternă. Primele rugăciuni le știu de la mama. Teama de Dumnezeu am învățat-o de la cine? De la mama. De la mama. Mama pentru mine rămâne, spunea el, ca să vă fac așa un pic mai peisajul mai complet, înseamnă trei lucruri. Cu asta am plecat de acasă. În primul rând, pentru mine mama este ființa care scrie poezii. Se pare că el a moștenit-o pe ea. A scris suficiente poezii, zice el, încât să se publice în volum, doar că n-au supraviețuit. Aproape toate le-a ars, după ce a considerat că le ardem, că s-a bucurat de ele. N-a supraviețuit aproape nicio poezie, dar ni le citea nouă, prietenilor. Era ceva minunat. Ea era ființa care scria poezii, mai ales când avea melancolii și tristeți. Pentru mine mama este ființa, spune el, care se roagă în fiecare seară și în fiecare dimineață. Și imaginea mea de copil adormind în timp ce mama încă citește în cărți de rugăciuni. Și aceea este un tip de a te ruga mai greu decât a te ruga liber 3 minute. Cine aude să înțeleagă? A te ruga până să gata cartea e ceva mai greu decât a te ruga cât îți cade ție bine. Și am închis paranteza. Poate altă dată despre cum să ne rugăm. Eu adormeam și ea încă nu-și gătase rugăciunile. Și mai rămâne în mintea mea mama, cea care în nopțile lungi de iarnă, în iernile grele din Moldova, pe acolo au trăit. Când erau nămezi din aceia mari, care acopereau gardurile și drumurile și potecile, lăsa ferinarul, ba chiar îl ridica mai sus în fereastră și noi toți ne culcam și îl lăsa până după miezul nopții și eu întrebam, nu odată am întrebat, de ce nu stingem dacă ne culcăm? Și mama zicea, lăsăm ferinarul aprins pentru rătăciții nopții, că poate cineva nu mai vede drumul și aici va vedea o lumină și va veni la noi. El zice, am cel puțin 2 amintiri din copilărie în care bărbați pe jumătate degerați stăteau în fața ușii, în miez de noapte, și mama i-a primit, a dat apă caldă, mâncare, sălaș, pat moale. Și a doua zi și-au continuat drumul. Bine, mama e ființa aceea care aprinde o lumină pentru toți rătăciții lumii, la propriu. Prin aceasta vreau să vă încurajez că o femeie aprinde o lumină cel mai bine din interior. Din interior. Că cel mai mult pot să fie de folos exteriorului, spațiului acelui care deja a fost deja adjudecat de bărbat, mă înțelegeți? Și unde el nu te va lăsa la modul la care este el acolo. Dar cea mai bună influență asupra exteriorului poți să o ai prin buna educație dată copiilor, dintre care unii vor fi băieți și vor merge unde? Acolo, dar vor merge ca eroi, ca oameni de nădejde.
aprinzând o lumină pentru exterior. Afecțiune așadar sau gentilețe, puneți acolo pioșenie, vă rog, pioșenie sau pietate, care înseamnă rugăciune, meditație, studiu, cântare. Normal ar fi ca primele cântări pe care le învață copiii noștri să le știe de la soțiile noastre, de la mamele lor. Tot aștept după el să vină să cântăm, soțul să vină. Nu mai aștepta, le-am spus, la multe soții tinere. Mame, timp, nu sta după el, cresc pruncii, ajung la 18 ani, ăsta atunci se va trezi, dacă se va trezi. Asta morală i-am făcut, ne-am supărat, ne-am certat. Nu vă certați! Nu vă certați! Ce să fac? Ia scripturile. Păi el să fie mare preot, ia scripturile. Citește. Ia povestioarele, citește-le. Fă cu ei o oră de rugăciune. Foarte bine! Noi am trăit asta. Soția mea vine din mediul baptist, vă dați seama că nu a fost de joacă cu treburile astea. Nu a fost de joacă. Prin ea ne mântuim și noi, toată familia. Ea de mică la biserică, dusă la binecuvântare, nu ca mine, a umblat o vreme pe uliță și apoi vine la biserică. Ea nu știe cum e pe uliță, ea nu știe numai cum e. Oră de rugăciune s-a făcut cât erau copiii mici. Cântare, iar rugăciune, iar, apoi îndemn, apoi ce dădeau ei acolo. Am prins și eu o oră de rugăciune de felul ăsta. Aproape că i-am încurcat. Odată chiar am făcut mai scurt, nu știu cum a scurtat, a zis băiatul către ea, tati, mai rău ne încurcă, o spus, pentru că mai trebuia făcut o rugăciune, că noi mai făceam o rugăciune. Bă, zic, eu nu mai fac nimic. Decât să vă încurc, mai bine nu mă bag în povestea aceea. Dar cum o ții drag ca soț, nu? Când... Da, ia, căldură maternă, asta e credința. Credința, de fapt, se transmite generațional, sigur, nu în sensul mântuitor, mântuirea e personală, înțelegeți ce vreau să spun, dar mă refer mediul, da? Mediul, datele credinței, emoția credinței, chiar elementele dogmatice, se transmit prin mamă. Credința curge, da, de la Hristos până încoace, da, prin mamă. Paul Evdokimov, unul dintre autorii mari ai secolului 20, din păcate nu e penticostal, n-am nicio vină pentru asta. N-am nicio vină pentru asta. Nu trăiam pe atunci ca să-l aduc la noi la biserică. Nu trăiam. Ce să fac? Nu poți trăi așa când vrei. Are o carte pe care a numit-o Femeia și Mântuirea Lumii. Mișcarea feministă, dacă aș de cartea aceea, dar nu știe. Poate nu știe. Și oricum nu e genul lor, a feministelor. E altceva. Și în fine, puneți, vă rog, după pioșenie, organizare. Pentru că, cu adevărat, ea, femeia din casă, e chiar stăpână în casă. Am lăsat la urmă un deliciu exegetic, tocmai ca să, cred eu, să prindă mai bine în toată economia prezentării mele. Acolo unde spune, nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, ebraiștii, specialiștii în limba Vechiului Testament, spun că acolo e o construcție inedită. Și construcția e în felul următor, zice că se referă la vița de vie, asta e imaginea care o creează, care crește nu pe afară, ci pe unde? Pe dinăuntru, în metaforă se poate. Și care acoperă, vița aceea de vie, acoperă integral toți pereții interiori, astfel încât nu rămâne nicio porțiune fără viță de vie. Și atunci s-ar putea traduce prin nevasta ta tapetează, știți, de la tapet, a tapeta. Tapetează, evident, pe interior, toată casa ta. Și cum el este o prezență de plină afară, ea este o prezență de plină unde? Înăuntru. Și ea umple spațiul acela din toate punctele de vedere și știe bine tot ce mișcă în casa ei. Uitați-vă în Proverbe și veți vedea acolo 31, știți, ultimul capitol cu femeia aceea, cum alta nu găsești nici în Scriptură, care dă de lucru slujnicelor din casa ei, care stăpână în casa ei, la propriu stăpână, da? Și la figurat, și la propriu, se vede asta în organizarea familiei. Gândiți-vă cum ar fi o familie unde mama lipsește și trebuie să primim musafiri. Nu, gândiți-vă. E greu să și imaginezi. Cum ar fi să primească musafiri numai tata și copiii? Dar cum ar fi masa aceea? Cum s-ar organiza lucrurile acolo? De câte nu s-ar împiedica musafirii până ar ajunge la masă? Ar fi în pericol musafirii. Să le pui niște indicatoare, măi, atenție pe aici. Atenție pe acolo, nu vă așezați acolo. Acolo nu călcați, acolo nu, că avem ceva. Asta e cel mai banal exemplu. Atunci când ne vin musafiri, că doar suntem noi musafiri și ne place, dar uneori mai suntem și cum? Și gazde.
Și știu eu cum e la noi, se încep pregătirile cu multă vreme înainte și fiecare are sector. Ce are de făcut? Și toți suntem sub comanda stăpânei, normal, la propriu, nu zic ironic, adică așa le aranjează că în timp ce facem astea și mâncarea se face, totdeauna am admirat-o cum ies toate la timp, adică la timp, că poate le-am face și noi, dar cine știe cât timp ne-ar lua? Cine știe cât timp și cum ne lăsăm distrași de una de alta? Dar le facem la timp și încheiem înainte, în timp și ne spune gata, ne spălăm, ne schimbăm, ne îmbrăcăm frumos, că nu primim musafirii, nu mă îmbrăcați frumos. Între timp ne-am mai ciocnit noi unii de alții și la propriu și la figurat, ca pe șantier. Mai suntem bosunflați, mai așa, dacă vin musafirii, numai să ne vedeți cum suntem. Poți face poză cu noi. Toți suntem voioși și bucuroși. Am văzut că a primi musafiri mă educă pe mine și familia mea mă maturizează. Deci a fi gazdă e o chestie aproape mântuitoare. Gazdă, nu musafir. Musafir e pierzătoare, dar asta la altă e un câștig. O altă banalitate și apoi în sfârșit îi pomenim pe copii. Doar îi pomenim. Poate cândva, dacă ne vom revedea într-un context de felul acesta, vom vorbi despre copii. Acum îi vom pomeni. Înainte de asta, gândiți-vă cum ne-am ajunge noi, soții și copiii, că după ce cresc și ei contribuie la treaba asta, cum ne-am ajunge cu banii de la un salariu la altul dacă n-ar fi ea? Cu organizarea. Ea care știe unde e mai ieftin aia și aici, zice, nu cumpărăm din magazinul ăsta. Dragă, asta nici acum nu înțeleg, dacă le găsim toate aici. Hai să le cumpărăm de aici. Zice, nu, asta o cumpărăm din altă parte. Asta un bărbat foarte mult se bucură când aude că mai trebuie mers și în altă parte. Cum se face că atunci când plecăm fără ele, numai cu bilețel de la ele, cu bilețel, scrie te iubesc, nu, după te iubesc, scrie ce trebuie să cumpere. Cum se face că mulți pățesc ca mine când venim acasă și vede ce am cumpărat, sensul este, sau de obicei discuția este, ai luat cele mai scumpe produse. Dragă, eu m-am dus la o domnișoară acolo, i-am zâmbit și am zis să-mi dați și mie niște produse. Te-o dus unde mi-a spus, vezi că își bat joc de tine, mi-a spus. Mi-am dat seama că are dreptate. Ce, ăla te-a văzut bine îmbrăcat și a zis, ăsta are bani. Și ți-au luat bani. Dar zic, am văzut acolo, pe... nu te mai uita la înălțimea ta, o să coboară privirea. De acolo se acolo, mai ieftine, de aceeași calitate uneori. Tu iei numai de la înălțimea ta, coboară, au zis, privirea. O grămadă de tehnici m-am învățat. Încă exersez. Dar siguranța am în ea. Am spus două banalități, dar ați înțeles principiul. Cum ar fi cu pruncii, mai ales când au fost mici, când ne lasă pe noi să îi îmbrăcăm și îmbrăcăm cu haine unul de la altul? Măi, întrebăm pe copii, nu odată am încercat să mă salvez cu ei, nici ăștia nu știau. Măi, aici care-i, cum e haina asta? Și nu i-am asortat cum trebuie. Și ce nu i-ai asortat? Vai, dar lasă, drag, nu se uită nimeni la noștri. Zice, numai la noștri se uită. Cum ar fi dacă n-ar fi ele, știi? Cum am mai ajunge duminica dimineața la biserică? Cum? Așa e greu, știi, când îți mici. Dar cum am mai ajunge? Că bărbatul s-a lăsat pe gubaș, ar merge odată pe lună, poate odată ar nimeri și el, ar reuși să merge în fiecare duminică. O femeie îl întâlnește pe Dumnezeu acasă, înăuntru, sau nu îl întâlnește, ziceți? Nicăieri. Experiențele adânci, profunde, acolo le are, acolo, acasă. De aceea, stimați soți, cum ele se roagă pentru noi și noi să ne rugăm pentru ele, Doamne, în monotonia casei în care stă femeia mea, soția mea, în munca aceea unde nu se vede uneori nimic în urmă ei, în frustrările pe care le adună din prea mare frecuș, prea îndelungat cu copiii și cu toate ale pruncilor și ale casei, Doamne, arată-i de ei. Atinge, Doamne, inima ei. Fă o mamă fericită în mijlocul copiilor noștri. Atinge-o, Doamne. Pentru că nu avem doar un Dumnezeu al bărbaților, avem un Dumnezeu al femeilor și al femeilor. Și atât de mare e Dumnezeu încât nu se arată numai în lumea largă, ci se arată în spațiul acela intim al familiei, al căminului. Nu doar în biserică, ci în primul rând acasă. Slavă Lui! Și în fine, ca un fel de epilog, versetul 3, partea a doua, copiii tăi, ziceți,
copiii tăi stau. Și dacă ar fi numai atâta versetul, ar fi bun. Nu, ăia sprunci buni, care stau, care stau locului. Prin natura profesiei, mă duc uneori prin familii. Acum nu mai e așa de mare acuitate ce vă povestesc, că copiii noștri sunt majori. Dacă erau ai noștri mai mici, și atunci mă duceam prin familie, că în fișa apostolului. Noi suntem mai mulți păstori, eu sunt cel mai inactiv dintre ei ca păstor. Dar uneori colegii zic, băi, acum te duci, nu mai tot ne duci cu vorba. Te duci, mă duc. În toate familiile cu prunci mici unde m-am dus, eu numai prunci cu minți am văzut care stau. Aproape întotdeauna veneam acasă și ziceam, măi, de ce nu puteți voi fi cu minți cum am fost la familia cu tare? N-am făcut bine că am zis așa. Nu e educativ. Că după aia mi-am dat o seama, stai bă, că ăștia, până să mă duc eu, părinții fac diligenție cu ei. Și spune, vine fratele Ghiță, atenție cum vă comportați, ca sfinții să stați, băi, și le iese, băi. Ăștia stau ca sfinți, răspund frumos la întrebări, spun poezioară, spun, zici că-s Moș Crăciun. E ceva, totul e așa de regizat că nu mai scap de copii. Până nu-mi spune fiecare psalmii și poezioarele, măi, zic, hai să mai lăsăm psalmii. Cum să lăsăm psalmii, frate Ghiță? Să vedeți că știe și ăsta mic. Da, și ăsta mic, hai să-l vedem și pe. Ce să povestim? Copiii tăi stau, zice textul, ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Și aici măslinul, din nou, a doua metaforă extrem de utilizată în cultura iudaică și chiar în textul biblic, dar vedeți împrejurul mesei. Iar istoria arhitecturii spune că din cele mai vechi timpuri, de când avem documente, da? Din cele mai vechi timpuri, chiar pe vremea când casa unui om era de obicei dintr-o cameră, dintr-o singură cameră formată, dintr-o încăpere, fie că masa avea picioare sau era o simplă rogojină, masa se punea întotdeauna unde? În mijloc, întotdeauna în mijloc. Adică oameni mult mai înapoiați decât noi, mai puțin educați vreau să spun, știau, simțeau instinctual că masa trebuie să fie obiectul, servirea mesei să fie ocazia în care ne adunăm cu toții împreună și toată familia este împreună. Așadar copiii au această imagine în psalm cu totul elocventă și copiii sunt cercul acela cel mai mic, adică în centrul familiei și vom putea zice, nu doar metaforic, da, copiii sunt înconjurați de două rânduri de brațe. De primele brațe, cele mai apropiate, acelea grațioase, delicate ale mamei. Și apoi brațele cele puternice, ale cui? Ale tatălui. Și ei, iată, sunt îmbrățișați, nu? De două rânduri de brațe, aflându-se în centru, în atenția nemijlocită a părinților, protejați în felul acesta, sub rugăciunile părinților, expuși educației, nu? Potrivită cu vârsta pe care părinții le-o administrează în mod corect și responsabil. Și întrebarea cu care încheiem este, dacă pentru tată Dumnezeu e afară și pentru mamă Dumnezeu e înăuntru, pentru copii, oare unde e Dumnezeu? Nu vă grăbiți să răspundeți, e o întrebare incorrectă, am pus-o în adins incorrectă. De aceea nu vreau să vă las să greșiți. Întrebarea corectă este, a cui Dumnezeu este Dumnezeul copiilor? Și mă refer la copii, copii. Mă refer la copil de 25 de ani. La copii. A cui Dumnezeu este Dumnezeul copiilor? A cui? A părinților. Ține minte, atâta Dumnezeu va avea copilul tău cât Dumnezeu ai tu. Mai mult? Nu. Mai puțin se poate, dar mai mult? Nu. Până când El va decide, până va încheia legământ în apa botezului, până va avea propriile experiențe, nu uita, copilul tău funcționează cu un Dumnezeu de împrumut. Tu îl dai împrumut, normal, e copilul tău. Evident că la maturitate ți-l va da înapoi, stai liniștit, se restituie. Dar deocamdată, cu experiențele voastre, cu căldura voastră, cu spiritualitatea voastră, de acolo se hrănește și el, nu numai din resursele voastre, din spiritualitatea voastră. Să fim toți în tabloul de familie, să fim toți în psalmul 128. Și dacă simțiți cumva vreo familie de aici că unul dintre voi este afară, să vină repede în psalm, să nu fiți în psalm diferiți, să fim toți, toată familia, într-un singur psalm.
Amin.